Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Un nou deces cauzat de COVID-19 în Gorj. Accident pe defileul Jiului, o persoană a fost încarcerată. Al Ionescu își dorește schimbarea sistemului competițional. Virusul ucigaș face o nouă victimă în județul Gorj, bilanțul negru ajungând în acest moment la 8 decese. Este vorba despre un bărbat de 69 de ani diagnosticat pozitiv cu COVID-19 în data de 25 mai. Bărbatul era internat la spitalul COVID din Târgu Cărbunești pe terapie intensivă, șansele lui fiind diminuate din cauza multiplelor comorbidități. În prezent, în Gorj sunt confirmate 152 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, din care 86 de persoane sunt vindecate și externate. De asemenea, 34 de persoane sunt în carantină instituționalizată, 1900 se află în autoizolare la domiciliu. De la începutul pandemiei, la nivelul județului Gorj s-au prelevat 2894 de teste, din care 71 sunt în așteptare. Menționăm că datele prezentate se pot modifica în funcție de evoluția epidemiologică. Un focar de coronavirus a fost descoperit la fabrica Delta Aluminiu din Slatina. Până în prezent, 5 angajați au fost depistați pozitiv. Primele două cazuri au fost confirmate cu două zile în urmă, fiind vorba de doi cetățeni turci, tată și fiu. În cursul zilei de vineri, alți trei colegi, tot de cetățenie turcă, au fost depistați pozitiv. Totodată, în urma anchetei epidemiologice, 14 persoane dintre contactii direcției primilor pacienți confirmați au fost testate, dintre acestea 3 dovedindu-se pozitive. În total, după apariția primelor două cazuri, 18 persoane au fost plasate în izolare, iar activitatea în secția deservită de cei 20 de angajați a fost suspendată pe perioada de izolării acestora la domiciliu. Fabrica Delta Aluminiu din Slatina are peste 300 de salariați. Tot în cursul zilei de vineri, o asistentă de la DSP Olt, contact cu cetățenii turci, a fost și ea confirmată cu coronavirus. Numărul de cazuri de persoane infectate cu coronavirus a crescut alarmant în ultimele două zile. Din cauza unui număr mare de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, secretarul de stat Raed Arafat trage un semnal de alarmă. Acesta a declarat că România ar putea reveni la unele măsuri restrictive. Raed Arafat consideră că în momentul de față situația nu se află sub control. De asemenea, acesta a precizat că toate regulile trebuie respectate în continuare. Trebuie să lucrăm împreună pentru a împiedica o posibilitate pe care nimeni nu o vrea, și anume să revenim la un număr mare de cazuri și să fie obligatoriu să se mai ia unele măsuri din nou. Chiar dacă sunt măsuri de relaxare care au fost luate și care sunt bine meritate pentru cei care au stat acasă și au suportat ce s-a întâmplat până acum și au suportat măsurile de restricții care au fost, trebuie să avem grijă mare în respectarea regulilor mai departe. Purtarea măștii, distanțarea socială, toate regulile astea de igienă pe care noi le-am făcut cunoscute, a precizat Arafat. Grupul de comunicare strategică a anunțat joi că în România au fost înregistrate alte 238 noi cazuri de îmbolnăvire. Având în vedere numărul de cazuri nou confirmate, care se situează peste media ultimei săptămâni, autoritățile atrag atenția asupra respectării cu rigurozitate a normelor de conduită sanitară și de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Un tânăr de 26 de ani a provocat un accident rutier pe DN66 din direcția Petroșani către Târgu Jiu. Acesta a pierdut controlul volanului și ar fi ajuns pe contrasens lovind o autoutilitară. Șoferul ar fi derapat într-o curbă la dreapta, iar autoturismul condus de acesta a lovit din plin un tir. În urma impactului puternic a rezultat rănirea tânărului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 26 de ani din municipiul Petroșani, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 66 din direcția Petroșani către Târgu Jiu, ar fi derapat într-o curbă la dreapta, pătrunzând pe contrasens, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară cu remorcă, condus de un bărbat de 50 de ani în municipiul Petroșani. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind unul negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un accident rutier a avut loc în cursul zilei de ieri pe DN66A din direcția Cernasat către Cheile Buții. Șoferul, cetățean spaniol, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina în albia unui pârâu.
În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că tânărul în vârstă de 22 de ani a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un pârâu. Din cauza impactului puternic, atât conducătorul auto, cât și pasagerul din dreapta au fost răniți. Aceștia au fost transportați de urgență la spital. Pe drumul național 66A, din direcția Cernasat către Cheile Buții, a fost identificat un autoturism răsturnat în albia pârâului cărbune, la fața locului, nefiind identificate victime omenești, iar în autoturism nu s-au găsit bunuri interzise la deținere. Din verificările efectuate cu sprijinul poliției din cadrul poliției orașului Hurican, s-a stabilit că la momentul producerii evenimentului, autoturismul era condus de către un cetățean spaniol de 22 de ani, dar la locul din dreapta se afla un tânăr de 23 de ani cu aceeași naționalitate, aceștia fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind unul negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Trei mașini au fost implicate în această dimineață într-un accident în Lanț. Incidentul s-a petrecut pe drumul european 574 la ieșirea din municipiul Slatina către comuna Valea Mare. O persoană a fost rănită. Potrivit IPJ Olt, accidentul s-a produs pe fondul nerespectării unei distanțe corespunzătoare în mers. Un conducător auto de 39 de ani din Slatina nu ar fi păstrat distanța față de autovehiculul din fața sa, intrând în coliziune față-spate cu acesta și proiectându-l în cel de-al treilea autovehicul, care circula în aceeași direcție, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu. În urma evenimentului, conducătorul celui de-al doilea autovehicul, un bărbat de 61 de ani din județul Dolj, a suferit leziuni. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a declarat că nu poate să țină pe nimeni cu forța în partid. Cosmin Popescu a făcut trimitere la consilierul județean Mihai Prunariu. Acesta a părăsit recent PSD Gorj și a trecut la Pro-România. Mihai Prunariu a criticat modul în care este condusă organizația și spune că deciziile nu mai sunt luate colectiv, ci într-un grup restrâns. Președintele executiv al PSD Gorj, Cosmin Popescu, a precizat că la nivelul organizației s-a stabilit că cine dorește să plece din filială este liber să facă acest lucru. În același timp se poartă discuții pentru aducerea de noi membri, a mai spus Cosmin Popescu. La nivelul PSD Gorj au avut loc deja discuții pentru pregătirea alegerilor locale care vor avea loc în această toamnă. Cel mai probabil scrutinul va avea loc în luna septembrie. Guvernul urmează să stabilească data alegerilor. Reprezentanții PSD Gorj au anunțat că primarii au fost puși în gardă și trebuie să înceapă pregătirile. PSD Gorj intenționează să obțină cel puțin actualul număr de primari și chiar mai mulți consilieri locali. Este de amintit că 5 primari de la alte partide au anunțat deja că vor candida din partea PSD Gorj. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Gorj are nevoie de fonduri la rectificare. Mai multe direcții similare din țară au ajuns chiar la fundul sacului și nu mai au fonduri nici măcar de funcționare. Pentru a evita o astfel de problemă, la începutul anului, conducerea Consiliului Județean Gorj a alocat fonduri pentru a completa bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Au fost alocați bani din excedent. Există însă în continuare nevoie de fonduri pentru ca la DGASPC Gorj să nu apară probleme până la finalul acestui an. După multă muncă în echipă, primarul comunei Stejari, Robert Păiuș, a reușit cam tot ce și-a propus. Astfel că rețeaua de gaze naturale va veni în toată localitatea. De încălzire pe gaze naturale vor beneficia în perioada următoare aproximativ 500 de gospodării. Cel mai acerb și cel mai dorit și cel mai râvnit proiect al nostru, pe care mi-l doresc și îl doresc în totalitate cetățenii comunei Stejari, este proiectul la care am început să-l încreunăm. Vorbim de o extindere de gaz natural de o lungime de 35 de kilometri cu aproximativ undeva la vreo 450-500 de branșamente gratuite individual. Robert Păius spune că și-ar dori ca toți cetățenii să se branșeze la rețeaua de gaze, însă acest lucru nu este posibil din cauza costurilor mari. Mi-ar fi necesar undeva la aproape 1200-1300 branșamente, dar sunt convins că nu foarte mulți cetățeni vor avea posibilitatea din punct de vedere financiar să-și achite costurile pe care le pot produce ca și consum de gaz natural. Așadar, am luat hotărârea că undeva la 5-600 de gospodării sunt la nivelul în care pot să-și achite consumul de gaz natural. Pentru
am putea să punem la fiecare individ la poartă, dar asta nu înseamnă ca să facem abuz și de fondurile guvernamentale. În localitatea Stejar, natalitatea este în creștere, iar oamenii sunt receptivi, spun autoritățile. Podul ce traversează părâul Roșioara din comuna Roșia de Maradia intră în reconstrucție. Autoritățile locale au început demersurile pentru reconstrucția și lărgirea podului, iar în maximum 2 luni de zile lucrarea va fi gata. Conducătorii auto sunt avertizați să circule cu prudență pe drumul comunal 29, respectiv pe varianta ocolitoare de lângă pod, a precizat Liviu Cotoșman, primarul localității Roșia de Amaradia. E o investiție foarte importantă pentru localitatea Roșia de Amaradia. Reconstrucția acestui pod peste părâul Roșioara pe drumul comunal DC29, cel mai important drum din localitate, e drumul care tranzitează prin fața primăriei până în satul Rugetu. În zona fostului pădurar Ionescu, podul existent s-a colmatat, atât podul cât și părâul din apropierea podului, tocmai datorită lucrărilor de excavație minieră, mai exact haldarea de steril, făcute atât de unitatea minieră din zona al 1 județul Vâlcea, cât și cea de pe raza localității. Nu exista nicio variantă de decolmatare a părâului respectiv, în condițiile în care spuneau bătrânii că pe vremuri pe sub podul acesta se putea trece cu o mașină de gabarit mare, de exemplu o rabă, acum scurgerea e undeva la o jumătate de metru. Ne-a pus în situația ca în regim de urgență să găsim o soluție pentru reconstrucția acestui pod, pentru că într-o eventualitate de rupere de nori, adică cădere de precipitații foarte consistente, în zona respectivă apa nu s-ar mai putea scurge și însemna că avem inundații în zona respectivă. Investiția se ridică la aproximativ 8,7 milioane de lei, bani proveniți de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Social-democrații vâlceni și-au arătat nemulțumirea față de măsurile luate de guvern în privința turismului. Treziți-vă, liberalilor, altfel veți distruge turismul din județul Vâlcea, este unul dintre mesajele transmise de PSD Vâlcea printr-un comunicat de presă. Înconjurat de munți și dealuri subcarpatice, de cele două defile ale Oltului și Lotrului, județul Vâlcea se bucură de un mare potențial turistic, însă în această perioadă acest sector a fost puternic afectat atât de situația generată de COVID-19, cât și de măsurile încețoșate luate de guvernul Orban, sunt de părere social-democrații vâlceni. Dragă PNL-ule, dacă o mai tărângănezi mult, turismul din județul Vâlcea moare de mâna ta. Vâlcea este un județ în care se face turism tot anul. Da, Vâlcea este județul turismului total, însă ce vedem noi în această perioadă? Vedem hoteluri și restaurante închise, terase efectiv chinuite de măsuri aberante, insuficient explicate și care, din păcate, de cele mai multe ori nu se respectă. Nu se respectă nu pentru că oamenii nu ar vrea, ci pentru că aceștia pur și simplu nu mai știu ce să facă. Ne-ați amețit total pe toți, nu sunteți clari, conciși și nu știți ce vreți de la operatorii din domeniul Horeca. Treziți-vă, liberalilor, astfel veți distruge turismul din județul Vâlcea. Nu ați făcut nimic și nu faceți nimic. Suntem în prag de dezastru, iar acest lucru se întâmplă din cauza voastră, peneliștilor, se arată în comunicat. Primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin va realiza un spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație în cartierul Crihala, în zona fostei biserici de carton. Acolo, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați, se va realiza un parc de agrement cu spații verzi, alei pietonale, sistem modern de iluminat, loc de joacă pentru copii, mese pentru șah, foișor și o stație modernă de închiriere biciclete. Valoarea totală a investiției se ridică la peste 1.300.000 de lei, din care aproximativ 1.100.000 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri europene prin programul operațional regional. Proiectul va oferi severinenilor o nouă locație modernă pentru petrecerea timpului liber. Baschetul românesc ar putea trece la un format clasic după ce în precedentele sezoane fanii acestui sport s-au chinuit să înțeleagă felul în care se desfășoară întrecerea. Campionatul ar putea reveni la o singură serie. Și reprezentanții secției de baschet de la CSM Târgu Jiu și-au exprimat dorința ca viitorul sezon să se desfășoare ca pe vremea când Energia evolua în prima ligă. Dacă Federația Română de Baschet votează acest sistem, în sala polivalentă s-ar putea întoarce echipele cu greutate din prima ligă, dar și baschetbaliști ca Porter Trupp sau Jordan Watson, care încă evoluează în România. Antrenorul de la CSM, Claudiu Alionescu, a declarat că structura competiției nu ar afecta clubul din punct de vedere financiar. Noi anul trecut nu ne-am confruntat cu niciun fel de problemă de această natură la CSM. Totul a fost absolut
la zi, toată lumea vorbește doar la superlativ de aceste lucruri, ceea ce înseamnă salarii, deplasări, costuri de cazare și așa mai departe au fost acoperite cu brio și la un standard ridicat. A fost un format nou care a fost implementat în ultimele două sezoane. Se discută acum de o revenire la un format clasic, cum este în majoritatea țărilor europene. Pe 15 iunie este o ședință preliminară în Federație și sperăm că atunci să se traseze unele direcții cum va arăta formatul în sezonul viitor. Eu îmi doresc de asemenea un format mai simplu, un format în care să ne permită și nouă și iubitorii în Târgu Jiu să vadă la lucru majoritatea echipelor din campionatul românesc. Dacă va fi aprobat noul plan, CSM Târgu Jiu va avea ca obiectiv menținerea în principala serie a baschetului românesc. Doi dintre cei patru străini care au evoluat în sezonul precedent pentru trupa gurgeană ar putea reveni în sala polivalentă. Dacă se va menține sistemul actual cu două grupe valorice, cu siguranță vom vrea să facem un pas înainte. Nu o să fim echipa care doar se mențină în prima ligă, ci să atacăm mijlocul clasamentului, poate chiar locurile fruntașe. Dacă se va merge pe un sistem cu o singură grupă valorică, atunci mai mult ca sigur obiectivul va fi menținerea în cea grupă valorică. Suntem în discuții cu mai mulți, de fapt cu doi dintre ei mai avansate. Doi și-au manifestat dorința de a reveni, doi nu. Vedem în ce direcție vom merge, însă încă o dată așteptăm decizia finală a Federației, pentru că doar atunci vom ști exact pe ce ne putem baza din punct de vedere al numărului de jucători străini, în special. Reunirea echipei de baschet ar putea avea loc la sfârșitul lunii iulie. Gorjanca Denisa Tâlvescu, campioană europeană și mondială la canotaj, a revenit la baza de pregătire de la Snagov alături de lotul național. Mai bine de două luni, canotorii s-au pregătit acasă doar pe simulatoare. Sportiva din Târgu Jiu vede partea plină a paharului. Multipla campioană a declarat că a folosit la maxim un timpul prețios petrecut cu familia, dar s-a antrenat la aceeași intensitate. Denise i-au lipsit totuși barca, apa și colegele. Mie mi-a prins bine această perioadă, m-am bucurat că am fost acasă cu familia, pentru că de 10 ani sunt plecată și așa o perioadă lungă de timp nu am mai stat. Reacomodarea la efort nu a fost una drastică, pentru că noi ne-am continuat antrenamentele și pe perioada în care am fost acasă. Am continuat programul cu aceeași intensitate pe care o făceam și aici. Reacomodarea ținând mai mult de ieșitul pe apă, obișnuința iarăși cu barca, cu valurile, cu vântul, cu vremea. Acum totul este în ordine, ne intrăm în normal. Deocamdată canotoarele se antrenează doar la simplu și dublu. Gorjanca așteaptă și vestea care le va permite sportivilor să iasă în echipaje mari. Alături de fete, Denisa Tâlvescu trebuie să califice barca de 8+1 la Olimpiada de la Tokyo. Obiectivul nostru anul acesta era să o calificăm pentru Olimpiadă. S-a mai lungit puțin de la câteva luni la un an. Asta nu e nicio piedică pentru noi. Anul acesta înseamnă mai multă experiență, mai multă cunoaștere, deci fiind o echipă tânără, nu avem decât de câștigat. Așa că sunt nerăbdătoare să primim vestea mult dorită în care putem ieși în echipaje mari. Până la Jocurile Olimpice, Denisa va participa în octombrie la campionate europene și la alte competiții internaționale. Întrecerea supremă de la Tokyo va debuta la sfârșitul lunii iulie 2021. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend excelent!